Bună ziua, stimați telespectatori! Astăzi vom vorbi despre capcanele din lumea știrilor. De multe ori întâlnim titluri care par prea senzaționale pentru a fi adevărate. Este esențial să fiți atenți la aceste titluri pentru a nu fi înșelați. Pe ecran sunt afișate diverse titluri de știri care sunt senzaționaliste și exagerate. Spre exemplu, Apocalipsa astăzi. Experții avertizează asupra iminentului sfârșit al lumii. Sau creșterea explozivă a unui nou virus ucide în câteva secunde. Secretul pe care Vaticanul l-a ascuns. Papa s-a dovedit a fi un extraterestru. Sau scandal în guvern. O nouă lege autorizează crima în stradă. Precum și revoluție medicală, un nou tratament prezice nemurirea. Acesta este un fel de capcană folosirea expresiilor senzaționaliste și exagerate în titluri și în știrile propriu-zise pentru a atrage atenția. Apar exemple de clickbait cu titluri care îndeamnă la click-uri. Un alt truc este clickbait-ul. Acestea sunt titluri care te îndeamnă să dai click, promițând ceva surprinzător sau șocant, dar, de fapt, conținutul articolului nu corespunde așteptărilor. Iată și câteva exemple. Investigație exclusivă. Devin o milionar într-o singură zi. Fântâna tinereții veșnice. Aflați secretul. Slăbește 30 de kilograme într-o săptămână fără dietă și antrenamente. Atrageți partenerul perfect. Curs exclusiv gratuit care schimbă viața. Alte exemple. Schimbările climatice. Adevăr științific sau alarmism nejustificat. Spitalele, locuri de vindecare sau centre de contaminare. Tehnologia, salvare sau sfârșitul omenirii. Acestea sunt titluri care polarizează intenționat opiniile, stârnind conflicte și controverse, în loc să ofere informații obiective. Așadar, atunci când citiți știrile sau navigați pe rețelele sociale, fiți atenți la titluri. Titlurile folosite în acest video au fost create de redacția noastră ca exemple. Verificați informațiile, în loc să aveți încredere oarbă în ele. Și nu uitați, cunoștințele voastre înseamnă puterea de a nu fi manipulați. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, ne vedem în curând.